Dacă în 2002 puteam alege între accentuarea protector și protector, în 2003 a fost eliminat protector, astfel că singura formă admisă este protector. Într-adevăr, comunicarea nu se rezumă doar la conținutul semantic al ei, deci la ce înseamnă vorbele. Înseamnă și atitudine, înseamnă și ton, înseamnă și toate celelalte. Se pare că zona semantică a cuvântului reprezintă în jur de 15-20% din comunicare. Italienii au o vorbă, tradutore, traditore. Adică dacă traduci, cam trădezi textul, pentru că lipsesc o grămadă de nuanțe. Lipsesc o grămadă de nuanțe, în primul rând, și din cauza faptului că traducătorii de obicei nu cunosc bine limba în care traduc. Pentru că nuanțele pe care le sar, le escamotează, sunt foarte importante. Mă uit la traduceri din limbile pe care le cunosc și observ că ele sunt cam stângace, dacă nu uneori chiar, hai să nu zic vai de mama lor, dar pe acolo. Esența însă, dacă e vorba de un discurs politic, rămâne. Pentru că ne dăm seama unde bate. Ce se întâmplă? Tot ceea ce numim noi politică, strategie militară, de fapt are în spate niște interese foarte meschine. E vorba de bani, de putere și de influență. Toate mesajele astea sunt cosmetizate deseori sub inversul lor. Nemții au o chestie, îi spun așa, Ein Mann, ein Wort, omul și cuvântul. Adică mi-am dat cuvântul, nu o iau pe de alături, nu-mi retrag cuvântul. Nu e ca în zona slavă, unde nu contează ce am zis. Am zis doar ca să te mint. Ce se întâmplă? Trebuie să înțeleg exact care este valoarea cuvântului. Adică, ce a vrut să spună? Ce a spus de fapt? Trebuie să înțeleg și ce se ascunde în spatele cuvântului. Poate că de asta traducătorul nu este suficient de abil să-mi traducă și subtextul. Pentru că e una ce spui și e alta ce trebuie să se înțeleagă. Dedesubt există alte lucruri. Ne ducem la teatru, că m-ai întrebat de ce ne ducem la teatru, ca să înțelegem și chestia asta. Pentru că la teatru înțelegerea este diferită față de film. În film, operatorul se duce cu camera în zona atenției pe care ți-o impune. La teatru, direcția atenției ți-o stabilești tu. Tu îți faci prim planurile, tu îți faci groplanurile, tu l-asculți pe ăla mai mult decât ăla, ăla ți se pare mai strălucitor decât ăsta, replica cu tare o reții mai mult decât replica cu tare, asta ți se pare mai frumoasă, asta e neimportantă. La film, obiectivul nu este să te obiectiveze, dacă îmi permiți un mic joc. Este să te subiectiveze. Trebuie să ne și gândim când vorbim, știi? De pildă, termenul de aterizare, lumea înțelege ce înseamnă chestia asta în momentul în care modulul Apollo a ajuns pe lună și s-a spus aselenizare. Deci lumea spunea că dacă s-a oprit, a aterizat. Nu a aterizat. A aterizat e pe Terra. Pe lună este aselenizare. Iar pe mare este amarizare sau amerizare. Trebuie să ne și gândim când vorbim. Vorbește corect înseamnă gândește corect. Haos în gândire e haos în vorbire. Anacolutul este vorbirea ălora cărora le sare discul când vorbesc. Știi? Legătura dintre gândire și vorbire. De fapt, despre asta e vorba în emisiunea asta. Ar trebui vorbește corect ca să gândești corect și ca să te porți corect și ca să ai și niște rezultate corecte. Vezi cum se leagă?